Piața Victoriei va deveni un spațiu public modern cu design unitar și cu amenajări peisagistice noi de calitate. Primăria municipiului Timișoara a atribuit contractul pentru serviciile de proiectare necesare pentru amenajarea și modernizarea pieței operei și a unor străzi din zona cetate. Valoarea contractului este de peste 6,9 milioane de lei. E un proiect care va schimba Timișoara pentru următoarele decenii. Actuala soluție, aleasă în urma unui concurs internațional de arhitectură, aduce concepte moderne, dar păstrează și pune în valoare identitatea și moștenirea istorică a acestui Spațiu, spune primarul Dominic Friț. Municipiul Timișoara, împreună cu Ordinul Arhitecților din România și cu sprijinul filialei teritoriale Timiș, a organizat un concurs internațional de soluții de arhitectură pentru modernizarea spațiului public din zona centrală a Timișoarei. Durata contractului este de 50 de luni, dintre care 20 de luni pentru proiectare, avizare, întocmire, documentație și 30 de luni pentru asistența tehnică pe durata execuției. Juriul a apreciat proiectul câștigător ca fiind o expresie a coexistenței armonioase a vieții urbane contemporane cu natura, conservând configurația spațială a pieței și imprimând totodată o notă contemporană, piața victoriei este prezentată într-o viziune complexă care oferă tipuri de experiențe diferite prin zonele diverse, dar care compun un întreg armonios.